Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei sau cele ce mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin. Uh, iubesc parfumurile, iubesc să vorbesc despre ele. Dacă și voi sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, Vă rog frumos, apăsați butonul de subscribe, apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Și, și, încep cu și. Astăzi a venit rândul unui videoclip um, și anume parfumuri sexy pentru vară. Avem deja pe, uh, pe cont varianta... Cu parfumuri de designer, însă, astăzi am ales să filmez uh, câte? 12 parfumuri. Vom face parfumuri sexy pentru vară, varianta uh, Middle Eastern, Dupes. Că unele sunt Dupuri, însă nu fac parte din categoria Middle Eastern. Înainte și înainte de toate, mi-a fost nu greu exagerat de greu să fac selecția pentru acest video. Din toate videoclipurile pe care le-am filmat până acum, cei trebuie nu sunt multe, sunt și eu la început. Um, Totul a decurs ok. Însă, la partea cu parfumuri sexy pentru vară, dupuri, um, middle. Eastern, pe ansamblu variante de buget, deoarece avem șase parfumuri sub 100 de lei și 6 parfumuri sub 200 de lei. Mi-a fost foarte, foarte, foarte greu să fac o selecție. În momentul de față, tot ce am în garderoba de parfumuri, Uh, nu mai am, adică nu pot să spun am un parfum care nu-mi place și să vedem mă mai uh, vedem cum mă, mă mai înțeleg cu el. Nu, tot ce am în momentul de față sunt parfumuri ce le ador, sunt parfumuri versatile. însă am căutat să vin către voi cu variante ce în opinia mea, în percepția mea, da, pentru că E o chestie treaba cu parfumeria, că nu toată lumea percepe la fel, nu pentru toată lumea mirosul X este considerat sexy, mirosul Y este de vară, de iarnă, de primăvară, de toamnă. Bun, trei minute. Hai că am început să vorbesc. da. Hai să-i dăm, să dăm drumul și vom începe cu Amerat al Exas de la Ardal Zafaran. Da? Bine, el sărăcuțul avea aici o chestie cu niște pietricele, niște zorzonele, niște... Fiul meu când a ajuns cu sticluța aceasta pe mână s-a gândit că hai să uh, rearanjăm sticla, că ceva nu e bine. Le-a dat jos și acum sticla mea arată așa. Fie vorba între noi, mie îmi place mult mai mult așa nu îmi plăceau chestiile alea, dar nu vorbim despre sticlă, cel puțin acum. Acest amerat al Exas, am notat eu aici, oricum, ca de obicei, în descriere veți avea link către pentru fiecare din parfumurile ce vi le voi prezenta astăzi. Iar eu am găsit acest amerat al Exas în varianta de 50 de ml 26 de lei, 100 de ml cum am eu 71 de lei pe vitaplus.ro. Din nou, veți avea link în în descriere. Bun. Acest cu miros occidental, nu oriental, pentru că nu are acel iz specific. De fapt, nimic. Deci chiar nimic din ce veți vedea azi nu are is old school middle Eastern. Nu. Acesta este dupe pentru Versace Cristal Noir, varianta E de toalet. Um, nu știu, cele ce mă urmăriți pe Instagram am făcut acum, cred că mult timp, cred că acum vreo două luni, o postare în care am pus poză cu ambele, deoarece eu am și varianta aceasta de buget și Versace parfumul uh, original, ca să zic așa. Cu toate că chestia asta, parfum original, parfum dupe, cred, cred eu că de aici multă lume merge pe premiza că dupurile sau clonele sunt parfumuri fake. Altă sferă de discuție, alt subiect, poate voi face un clip să vorbim și despre treaba asta. Dar acesta, v-am spus că este dupe pentru Versace Cristal Noir EDT. Și chiar este. Vedeți cât am consumat din el? Jumătate? Jumătate. În sticluța e triunghiulară, însă vă spun eu sigur că jumătate am consumat din el. Cu siguranță este unul din uh, parfumurile ce nu îmi va lipsi niciodată Pentru că eu iubesc Versace Cristal Noir uh, EDT Nu știu, îmi place Este acel parfum ce se deschide fresh cu uh, ghimbir, cardamon După 5-10 minute apare acel cocos dark Acel cocos cremos acel cocos sexy, întunecat, am spus dark, de ce spun și întunecat. Floare de portocal, flori albe pe fundal, uh, mosc, este un parfum tropical, este, nu știu, um, cred. Cred că este cel mai cel mai parfum, cel mai reușit parfum tropical din sfera Middle Eastern, din tot ce am testat eu până acum. Cred, cred. Performanțele sale sunt uh, unele medii, însă um, dacă alegeți să achiziționați sticluța de 50 de mililitri, uite eu nu am adus acum. Eu am câteva variante în sticluțele acelea toate sticluțele de 50 de ml sunt format standard, ca să spun așa. Ideea e că ele sunt foarte micuțe, finuțe, practice, merge să puteți să puneți una în poșetă și să reaplicați. Pe mine una, parfumul acesta persistă undeva la 5 ore. Din nou, chestie relativă, depinde felul în care îl aplici, că l aplici pe piele, că aplici pe haine, că îl aplici și pe piele și pe haine. Eu aplic și pe piele și pe haine. Uh, joc în liga oversprayer, deci undeva din ăsta am impresia că 8-9 pufuri, cam pe acolo. Dar nu este deranjant, nu vă va da dureri de cap și dacă iubiți um, Versace Cristal Noir EDT, cum aveți ocazia, că știu că mai sunt în mall sau în în galerii, în hipermarketuri, pe galerie, știu că mai sunt insulițe arăbești. Neapărat dați un nas. Neapărat. E superb. Superb. Bun. Următorul. Acesta cred că mi l-am achiziționat în iarnă, de pe Parfumas. Momentan nu mai este pe stoc acolo. Din nou vă voi lăsa link. Vorbim aici despre Caed Al Fursan Unlimited de la Latafa, ce vine într-o sticluță superbă. Deci eu una sunt fiartă pe sticla asta. Îmi place și partea din față, și are și capac magnetic. Da, îmi place să mă joc cu capacul magnetic. Da, în fine, sticluța, rămăsesem la sticluță că îmi place foarte mult. Nu știu, mă duce cu gândul la sticlele de, de la Nișane. Același format, același, nu știu. Ok. Acesta e undeva pe site-uri 75-90 de lei, deci ne încadrăm cu Brio în varianta de parfumuri sub 100 de lei și vorbim de o nucă de cocos amestecată cu citrice și pe undeva ADN-ul din Zadigem Voltaire This is Her. This is Her parfum care sper să nu fie vreodată discontinuat e un parfum de suflet pentru mine. Însă ne adunăm, vorbim despre de Al Fursan Limited. Nu pot totuși, pentru că nu pot să vorbesc despre de Al Fursan fără să fac paralelă cu Zadig Voltaire This Is her". De ce? Vă spuneam că eu una resimt acela de ne din Zadig Voltaire This Is her", fără acele, fără acele castane și fără acea frișcă din uh, Zadig Voltaire Aici avem Dacă ar fi să fac un uh, joc de cuvinte Eu aș numi Caedal Fursana limited, Flankerul de vară pentru Zadig Voltaire This is her. Din nou nici aici nu aveți absolut nimic old school middle Easter. nu, nu Este un parfum tropical, un parfum uh, ușor plăcubil, ușor de purtat, versatil Și vă spuneam că eu l-am achiziționat undeva toamnă-iarnă uh, Deci l-am purtat și pe vreme rece Și pe vreme rece um, este ok Însă acum vara, cocosul din el, nu știu, e, e genul de parfum care dacă îl purtați și um, aplicați mai mult decât de obicei, nu vă va deranja nici pe voi, nici pe cei din jur și nu știu, um, e parfumul ăla care îți schimbă starea, care te face să fii mai veselă, mai, nu știu, un frumușel, un frumușel. Următorul, stați că nu vreți să vedeți cum am înșirat eu 12 parfumuri aici, deci la mine e puțin haos. Vom vorbi despre Tezorii de Oriente Da. Sunt iubitoare de parfumuri Tezorii de Oriente. Uh, paranteză. Tezorii de Oriente tezorii d'Oriente. Le-am văzut în DM undeva pe la 45-47 de lei, însă pe site-uri le puteți găsi și la 25 de lei. Dar dacă aveți drum prin DM, DM le puteți năsui, cum spun eu. aceste zori este dupe pentru rem de la reminiscence. Reminiscence. Sper că pronunț bine. Cum miroase? Nu știu. Este genul de parfum. Eu una, de când l-am descoperit, acum 3 ani, 2 ani, 3 ani, în nicio vară nu mi-a lipsit. Este un parfum unisex și este un parfum ce mie îmi zugrăvește o imagine. Și anume, țineți-vă bine că iese Picasso din mine. Locuiești într-o casă pe plajă, tocmai ai ieșit de la duș, după o zi în care ai stat la plajă, ai lenevit în soare, da? Ești de la duș și îți iei pe tine o cămașă de in albă, proaspăt spălată, uscată oarecum pe, pe, o sârmă, nu știu, e genul acela de plajă pustie și pur și simplu ai undeva o sfoară, o sârmă agățată și după ce ți-ai hainele, le pui acolo. E, cămașa aceea albă pe care o iei tu pe tine după ce ieși din duș, gândește-te că s-a uscat odată în lumina soarelui dar briza mării a bătut în ea, ca să mă exprim așa. Are un iz sărat, un iz de alge, nimic grețos, nu vă gândiți acum la algele alea leșinate de la noi, de pe malul mării. Da? Um, nu știu, mosc, sare și alge marine. Este unisex? Clar, este unisex. Este un parfum ușor de purtat de sine stătător și este un parfum foarte, foarte fine pentru layering. Deci, vara, dacă aplici talazoterapii, îți creezi acea bază, um, cum să spun eu, um, Bază ușor sărată, bază estivală, pentru că fix așa miroase, a alge, a sare, a briza mării, da, peste care poți aplica ce parfum vrei tu. Foarte frumos. Pentru 25 de lei, pentru că eu l-am luat de pe import direct, dacă nu mă înșel de pe site-ul acela. Nu știu. Din nou vă spun, e genul de parfum ce nu-mi va lipsi niciodată vara. Are performanțe foarte bune, de sine stătător. Da, la 25 de lei are performanțe foarte, foarte bune. E una resimt undeva la 6-7 ore, deci 6-7 ore. Foarte șmecher. Bun, următorul despre care vom vorbi este cred că primul, da, primul și singurul până momentul de față parfum ce l-am eu în colecție de la uh, Jean Arte, dacă zic bine. Vorbim aici de Bum du Brazil, Bum do Brazil, da? Diup pentru Cheirosa, dacă se spune așa, 62. Sol de Haneiro. Și da, da, este fix de acolo parfumul ăsta. Uhuhu. Acesta -am, are 100 de mililitri. L-am găsit undeva pe Notino. Era o ofertă 25 de lei. Și pusesem două în coș, dar nu știu ce am făcut, că într-un final am comandat decât unul. Însă, însă este acel parfum tropical ce se deschide cu mandarină, cu lapte de cocos. Se simte gurmand, se simte o notă de biscuite. De biscuiții aceea petit beurre, da? Mirosul ăla de biscuite. Are și mosc. Este Uh, dulcele cel mai dulce din lume este acel cocos caramelizat. Uh, nu știu, un parfum nu este gurmandul acela care să vă dea uh, dureri de cap, nu, nu, vă, nu vă gândiți la așa ceva. Este genul de parfum cel văd purtat categoric vara. Nu știu, bine, Cei drept, când l-am achiziționat, deja era destul de cald afară, nu erau temperaturi cu minus, însă vom vedea dacă și la iarnă merge. Este acel caramel sărat, da? Dacă cunoașteți, ați avut, ați testat celebru Bam Bam Cream, așa miroase, da? 26 de lei, 100 de mililitri performanțe de sine stătător undeva pe la 4-5 ore, dar nu mă deranjează să le reaplic, însă, însă, combinat cu alte parfumuri, și acesta își mărește durata de viață. Foarte, foarte frumos! Bine, acum dacă mă urmăriți de ceva timp, voi știți că eu și sunt în zona asta de parfumuri gurmande. Dar nu este gurmandul acela grețos. Nu. Următorul este un parfum despre care v-am vorbit în clipul cu uh, parfumuri, uh, parfumurile și esențele al Rehab, și anume Soft. Da? Soft este acel parfum sexy. Acel parfum ușor gurmandicios. Nu. Um, vă spuneam eu că eu un an îl percep ca fiind copilul dintre uh, Pink Sugar de la Aqualina și Lira de la Serjov. Și da, așa este. Este acea plăcințică cu lămâie, dulce, fără um, a crea disconfort. Și nu știu, 29 de lei, da? deși el sub 100 de lei, are performanțe bune, 6-7 ore, nu mai știu. Știu că v-am vorbit despre el și despre esența sa, că el vine și în variantă esență de parfum în acel videoclip. O să vă las link și pentru acela în descriere dacă nu l-ați vizionat. Foarte, foarte frumos! Foarte frumos! Nu știu, e sexy acela, uș, pe alocuri, ușor, elegant, foarte greu de descris, dar îl văd sigur că are ceva sexy în el. Superb! Mă uitam la el și mă miroseam tot de. Ultimul, dar nu cel din urmă, din categoria parfumuri sub 100 de lei, vom vorbi despre Ihteșaf de la Afnan. Foarte, foarte frumos. Este unul din cele mai reușite uh, blinduri. Of Doamne Dumnezeule! Uh, paranteză. Acest parfum are o persistență bombă. Aveți grijă cu numărul de pulverizări. Aveți grijă. Eu care nu am treabă cu parfumurile tari, din contră le iubesc, uh, mi-am uh, dăruit o migrenă pentru că am pulverizat prea mult. Foarte. Am avut, uh, am spus că este unul din cele mai reușite blinduri. Însă, la acesta am avut o mostră la una din comenzile de pe Parfumas și ce m-a surprins la mostră, în primul și în primul rând, când am aplicat-o aici, pe mână, a fost foarte... pielea a rămas uleioasă. Nu știu, era destul de uleioasă. Știu atunci că am spălat vase, am făcut baie juniorului, mi-am făcut și eu dușul de seară și când m-am băgat în pat parfumul tot mirosea. Deci un parfum foarte, foarte tare. Ca iz, uh, ca aromă, mă duce cu gândul la un uh, Armani My Way combinat cu ceva din uh, Lanterdi. Este un mix între cele două. Este un uh, floral fructat ușor plăcut, nu e nimic deranjant, din nou, nimic arăbesc în el. Nu știu. Este e genul acela de parfum care îl puteți purta uh, de zi cu zi, uh, la birou, la cumpărături uh, cu copilul în parc. Nu, sigur nu va deranja pe nimeni, din contră, vă va aduce complimente. Este de la Afnan și a fost undeva pe la 70-80, nu mai știu, din nou veți avea link în, în descriere. Bun. Acestea au fost cele 6 din categoria sub 100 de lei. Vom trece acum la categoria sub 200 de lei. Aici am avut din nou, pe care, pe care, deci la un moment dat scosesem 10. Zic nu, hai, dacă m-am -am oprit la 6 din cele sub 100 de lei, hai să ne oprim la 6 și din cele sub 200 de lei. Voi începe, deci parfumul ăsta a fost ă, dragoste la primul nas vom vorbi despre Fakhama de la Maison Asrar și ca să înțelegeți de ce spun dragoste la primul nas, uitați-vă cât am băut din el <coughs> La acesta am un videoclip special dedicat undeva pe la începuturile YouTube mele, însă este stați că pur și simplu e genul de parfum ce te, te năucește, te amețește, te da, creează dependență. Uh, îl puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection. Am și un uh, link, un link, iar am spus link, un cod de reducere, o să vi las aici. Dimineață, mi se pare că am intrat pe site să verific dacă au intrat, uh, au, au, primit noua, noua, gamă, noua colecție și nu era. Și m-am uitat și la fachama și momentan erau 4, pe, mai erau patru pe stoc Facama este acel sexy gurmand, fără a da migrene, fără a fi deranjant. Nici nu v-am spus. Este inspirat din Love by Killian, cu un twist, cu o atingere personală. Fix ce îmi place mie. Este floarea aceea de portocal cu ceva condimente, dar nu, nu vă duceți cu gândul când spun eu condimente la Uh, pf, condimente picante Nu știu cum să zic Vă spuneam eu că pe mine una mă duce cu gândul la anumite jeleuri turcești Nu știu, e ceva vanilie, uh, ceva floare de portocal, mosc, un floral gurmand, dulce, uh, persistent este o floare de portocal cu zahăr. Da. Floare de portocal cu zahăr. Și pe undeva resimt. Nu am scos notele, nu m-am uitat. Dar când o să editez clipul, dacă o să găsesc, o să vă scriu aici. Dacă are sau nu listat, eu pe undeva simt... Mâna Maicii Domnului, în termen popular. Superb, superb. Pe site-ul celor de la Dubai Collection, dacă nu doriți să achiziționați 100 sau 110 ml că le-am adus fără cutii, este această variantă. În afară de varianta full size, aveți și varianta mostră de 2 ml. Dar dacă sunteți în zona parfumurilor gurmande, da. E N-am cuvinte, adică se vede. Da? Se vede la câte parfumuri am să consumată dintr-un parfum de 100-110 ml într-un timp destul de scurt, relativ. E ceva. Următorul este un parfum despre care eu nu v-am vorbit până acum și anume Shaga fuman de la Swiss Arabian. Um, din această gamă mai am Shaga Food. Cel iubesc, dar acela intră în altă sferă de parfumuri. Shaga Woman, acesta, este superb. Este acel parfum fresh, gurmand, floral. Da, fresh, gurmand, floral. Nu știu, aveți praline aici, aveți un măr verde, aveți bujori, aveți mosc. Doamne! Din nou, genul de parfum ce creează dependență. Este un fresh dulce, nu-mi pare să semene cu nimic altceva din ce am mirosit eu, nu mă duce cu gândul la niciun alt parfum, nici de designer, nici de nișă, nici de absolut nimic. Este sexy, elegant, este feminin, sofisticat, are și performanțe. Din nou, nu miroase arăbesc. Este genul de parfum all season, însă cu strălucire pe timpul verii. Sexy, floral, un gurmand fresh totodată. Și dacă nu mă înșel undeva 100-110 lei pe notino, pe undeva pe acolo. La fel fac ama 119 fără reducerea mea. Da, oricum, din nou, la fiecare vă voi lăsa link în, în descriere cu varianta cea mai ieftină, locul în care îl puteți găsi cel mai ieftin, să nu mai fie nevoie să căutați voi. Următorul din categoria sub 200 de lei, bineînțeles, unul de la casa Ahmed al Maghribi, și anume Anab. Anab, din nou, vedeți cât am băut din el? Vă spun eu. Pentru persistența pentru performanțele parfumurilor casei Ahmed Al Maghribi, eu am consumat extrem de mult din el. Credeți-mă, extrem de mult din el. Uh, și cu acesta am reușit să-mi dau o migrenă într-o zi, pentru că, din nou, eram uh, eu uh, această fără număr, fără număr, fără număr. Da? Și. Bang! Ana. Este acel parfum ciudat delicios. Da, m-am exprimat bine. Ciudat delicios, în sensul că miroase fix a înghețată de kiwi cu vanilie și cu topping de ciocolată albă. Nu mă întrebați de unde ajung eu la mirosul de înghețată. Are ceva răcoritor, nu vă duceți cu gândul la izul acela metalic, nu. E ceva acolo, ce... adică nu pot să văd fructul de kiwi, nu îmi zugrăvește un fruct de kiwi cu, uh, nu știu ce, pandișpan de vanilie, nu. E ceva răcoritor, văd direct o înghețată de vanilie cu kiwi și cu topping de ciocolată albă. un parfum foarte, foarte performant. Are, scrie, da, 50% concentrație de ulei. 50%. Vă mai spuneam eu un alt video, Casa Ahmed al Maghribi. E o casă ce își face bine temele. E o casă, nu știu, din nou vă spuneam, la Casa Amoaj, uh, tot ca să da? Doar că este altfel marketată Din punctul meu de vedere Totul e, se învârte în jurul strategiei de marketing Și de aceea a ajuns unde a ajuns, da? Ahmed Al Magribi are, Acesta are 50% concentrație de ulei Anumite parfumuri de la Casa Amoaj Au 40% concentrație de ulei Acelea costă undeva 1000 de lei Dacă nu mă înșel acesta costă undeva 130 de lei, sub 130 de lei. În fine, să revenim. Este acel gourmand sexy de vară, jucăuș tineresc, fără a pica în latura juvenilă. Nu. Nu vă gândiți că e parfumul acela dulce pentru fetițe și așa mai departe. Nu. Are ceva sexy în el. Deci, eu așa îl percep. Îl percep cu ceva sexy. Este unic, nu-l pot asemăna cu nimic altceva. Din nou, nu am mirosit niciun parfum care să mă facă să văd o înghețată de kiwi cu vanilie și topping de ciocolată albă. Nu. Este gurmand, cremos. Este o superbitate. Mă bucur din suflet că l-am. Și acesta a fost achiziționat tot, tot blind. Și din nou l-am achiziționat pentru că am văzut acolo ciocolată. Însă, acum, după ce l-am purtat, bine, și la primul nas, dacă nu mă înșel, v-am spus, este o ciocolată albă, nu este ciocolata aceea grea, obișnuită sau cea neagră, nu, este ciocolata aceea ușor aerată, ciocolata albă. Următorul, acesta. Următorul este o dragoste nouă. Da, eu pe mine oricum o să mă auziți tot timpul dragoste nouă la capitolul parfumuri. Este, haideți că eu am tot urmărit, pentru că da, eu mă uit la videoclipurile mele să văd unde fac greșeli și să nu le mai fac pe viitor. Da? Și tot am chestia asta de să intru așa în voi, ok, hai, ne dăm mai în spate și continuăm. Vorbim despre uh, ultimul blind și anume RAR Passion de la Afnan, care... Nu știu, cele ce mă urmăriți pe Insta chiar marți, dacă nu mă înșel, l-am pozat, l-am filmat pe acest furmușel, l-am prezentat acolo și v-am spus eu pe Insta că acesta, din punctul meu de vedere, în percepția mea, eu una îl resimt ca fiind copilul dintre Love by Killian, nu Love Don și Oriana. Pentru mine, RAR Passion, nu știu, așa, este o floare de portocal gurmand luminoasă. Și vă spuneam când am făcut unboxing-ul la el, că mă duce cu gândul la floarea de portocal din, din chilie. Și da, vorbeam despre floarea de portocal din Love. Um, mai am aici unul. Cel de la Mezona um, Rar, da, Fakhama, care este inspirat din Love by Killian. Posibil, având acest parfum și tot purtându în momentul în care am mirosit uh, Rar Passion, de aceea m-am dus cu, cu gândul. da. Um, Uite, chiar ar fi o idee să fac un video cu aceste, cu aceste două parfumuri. Este un parfum bogat, rotund, nu are nimic strident, um, nu are acea notă de uh, Neroli din Love by Killian. Știți că v-am mai spus eu în alte videoclipuri, eu nu prea sunt prietenă cu Neroli. Mai, uh, mai la distanță, Neroli. Deci ar fi copilul dintre Love by Killian și Oriana, pentru că regăsesc note și accente din ambele. Nu știu, este un floral frumos acoperit cu dulceață, acoperit seva florilor albe, da, pentru că sunt flori albe aici. Cu zahăr, cu ceva citrice. Uh, însă, este copilul lor. Haideți că eu tot încerc să, să vi-l descriu cât pot de bine. Este copilul lui Love și Oriana. Însă, nu are neroli din Love, uh, nu are bezele, nu știu. E mult mai ușor plăcubil și mult mai ușor portabil. Ca performanțe, Casa Afnan, mă repet, a mia oară, este heavy heaters. Nu aveți treabă cu parfumurile Casei Afnan. Deci, nu, chiar nu necesită uh, ceea ce fac eu. overspray, nu, nu. Ele sunt acolo, indiferent că le aplicați pe piele, pe haine, nu. Vor fi cu voi, uh, cu rar Am prins undeva și trebuie să ținem cont de faptul că am prins undeva la 6 ore cu el, dacă nu chiar 7, în condițiile în care este nou venit și nici măcar nu a avut timp de macerare. Acest parfum, la cum îl simt, la cum îl resimt acum, cu siguranță, peste două săptămâni va fi bombă nucleară. În general, cam așa las eu parfumurile să se macereze două săptămâni. Dar e greu să-l las fără să-l folosesc două săptămâni. E, e vis, vis. Următorul este unul despre care v-am mai vorbit în clipul cu parfumuri versatile. Dacă nu mă înșel, de aceea nu o să mă focusez foarte mult pe el. Vorbim despre Mask Sahra de la Hadlaj. Da, am învățat că se pronunță hadlaj, nu cadlaj. Am învățat. Uf, și acesta îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection, știu, știu, momentan nu este pe stoc, um, dar um, la fel ca la parfum asta dacă vă lăsați um, bifați acolo, o să vă pun o imagine că nu-mi vin cuvintele acum, uh, veți primi mail imediat, ce îl primesc pe stoc. Dacă nu și mă urmăriți pe mine pe Instagram, eu la story imediat ce apare ceva în stoc, fac captură de ecran și vă pun. Acest mask Sahra este un parfum în primul și în primul rând cu ADN original. Nu este inspirat de niciun alt parfum, cei drept nici nu mă duce, nu mă duce nici măcar 5% către altceva. Este un parfum unisex, este uh, un parfum versatil. Este un citrat moscat, uh, însă un uh, citrat dulceag. Nu vă duceți cu gândul la ceva uh, citrice astringente sau nu. E un citrat dulceag moscat. Și nu știu, are are ceva dacă face sens, sexy, luxos. Vă spuneam eu că eu când miros parfumul ăsta, îl simt, din nou, vedeți și din el, da? Deci, vara trebuie să ne hidratăm și de aceea eu, <laughs> eu beau parfumuri. Um, când îl port eu, vă spuneam că mă duce cu gândul la o soție de shake. Nu știu. Genul acela de parfum uh, sexy este moscat, dar este ceva, nu știu cum să zic eu, ceva ca și cum ar fi fructul oprit. Este un sexy, uh, ai vrea să privești mai mult femeia aia, femeia respectivă, nu femeia aia Ana. Uh, ai vrea să privești mai mult femeia cel poartă însă totodată parcă ți și, nu știu, impune și respect pentru că ți-e oarecum jenă să te uiți, să o admiri mai mult. E un joc, un joc sexicios, cum îi spun eu. Foarte frumos. Foarte, și el face parte, ar putea face parte cu ușurință din categoria de parfumuri all season, parfumuri versatile, Vă spuneam, făcusem o paranteză, că l-am purtat eu, l-a purtat și soțul meu, și pe soțul meu, bineînțeles că miroase altfel. Însă, tot luxos, tot uh, luxos, sexy și impunător totodată. E o combinație, nu știu, la capitolul performanțe și acesta stă bine stă bine la modul de 6 ore, însă pentru un parfum moscat, eu zic că este foarte bine 6 ore, da? Foarte, foarte, nu, n-am cuvinte, este un superb. Nu știu dacă mai sunt mostre măcar să testați pe site. Eu prima dată mi-am achiziționat travel size de travel size travel size îl voi folosi eu. Mi-am achiziționat decant de 10 ml și de la primul puf am zis nu. Nu, ne trebuie sticlă. Bun. Și acum, ultimul, dar cred că este... Bine, acum sunt oarecum așa, l-aș denumi pe el, Descoperirea anului, de la începutul anului până momentul de față, însă a apărut Afnan Edict mustic, mustic în viața mea și momentan nu știu, sunt așa. Vedem care din cele două va fi uh, descoperirea anului până momentul de față. Și vorbim aici despre. Roz noir de la Ahmed al Maghribi. Această sticluță pudrată, nu știu, camera nu mă ajută, dar este un uh, roz pal atât de frumos, atât de fin, atât de elegant. Și... Fix cum arată sticluța, vreau să vă spun. Așa este și mirosul parfumului. Este sexy, este pudrat dacă are nuanța pudrei. Um, vine în formă de trandafir, este misterios, elegant, așa mă duce pe mine cu gândul. Este acea Olimpea pe steroiz, cum spun eu. Dacă iubiți Olimpea, achiziționați Ros Noir Blind. De ce? Ros Noir este aceeași poveste, doar că este mult mai uh, potent. Bine. E drept, Olimpea nu e un parfum ce fuge repede de pe piele, de pe haine. Nu. Dar gândiți-vă, nu știu, performanțele Olimpea și mirosul în sine de Olimpea la puterea 5. Asta este Rosnoar. Piele sărutată de soare, briza mării, da? Așa, asta zugrăvesc când îl miros. Este un parfum pentru fata mării. Dacă Continuăm așa în, cum începusem să facem jocuri de cuvinte. Ros Noir este un parfum pentru fata mării, este un parfum pentru o sirenă, o sirenă care iese puțin pe pe țăr, da? Și stă în, în razele soarelui și pur și simplu sarea din apă îi se i se usucă pe piele. Adie și briza mării, iar în păr poartă flori. Nu știu. Vă spuneam, performanțele sunt peste medie, peste Olimpea. Are 44% concentrație de ulei. Este curat, pudrat, cremos, feminin, dens. Bogat, rotund, luxos, opulent, deci are absolut tot ce trebuie. Eu eram fană Olimpea și acum vă spun sincer, 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 când mi se va termina sticla de Olimpea, pentru că l-am și pe acela, următorul recumpărat va fi roznoar, nu Olimpea. Da? Este, nu știu, Olimpea la next level. Este un caramel sărat cu trandafiri, însă este acel uh, acel trandafir tânăr, nu acela greu bulgăresc, da? Am, uh, am în program, am pe agenda să fac un clip în care să le să le compar, da? face to face roz, noir și Olimpea. Pentru că. Nu știu parfumul ăsta pur și simplu cum se spune în termeni popular mi-a dat de cap, da, deci chiar mi-a dat de cap. Um, îl văd purtat și iarna pentru că vă spuneam într-un clip anterior, eu am purtat Olimpea și iarna și dacă vara strălucea uh, acea notă de sare combinată cu ceva vanilie. Pe timpul iernii, când am purtat Olimpea, am simțit mai mult nota de vanilie decât nota de sare. Nu știu dacă voi ajunge fix cu această sticluță în iarnă. Și de ce spun asta? Nu se vede, însă l-am purtat pur și simplu ca o nebună. Deci am avut un moment de Șase zile, dacă nu chiar o săptămână, CM6, CM7. O săptămână am purtat acest parfum zi de zi. Dar zi de zi, oriunde, oricând, în orice context, în orice conjunctură, eu am fost cu acest parfum. Bun. Acestea au fost uh, ideile mele, propunerile mele și felul în care. Uh, percep eu parfumurile sexy pentru vară, opțiunile mele de parfumuri sexy pentru vară, deoarece absolut tot ce ați văzut în acest clip uh, sunt parfumuri ce eu le voi purta vara aceasta. Mare parte din ele le-am și purtat, nu știu, adică. Nu o să mă vedeți că vin către voi, uh, vai, uh, ăsta este superb și eu nu-l port. Nu. Hai că am luat alt parfum, îl miros și pe ăsta, da. Um, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Vă aștept ca de obicei la clacă, la șezătoare în secțiunea comentarii să discutăm. Um, nu știu, să-mi spuneți dacă le aveți, uh, dacă le-ați avut, dacă vă plac, dacă nu vă plac, uh, cum le resimțiți voi, ce performanțe au pe voi, pentru că da, uh, sunt și comentarii, păi stai pe mine, nu persistă atât. Eu v-am spus și m-am tot repetat în fiecare videoclip, eu încerc... Pe cât posibil, însă gura mea mare și bogată, de multe ori nu cooperează, suntem două entități diferite. Încerc pe cât posibil să evit să spun performanțele unui parfum. Și dacă o spun, imediat încerc să vă reamintesc faptul că este un subiect total relativ. De ce? Pentru că tot timpul v-am spus eu. Folosesc parfumurile și pe piele și pe haine. Um, bine, poate și voi folosiți și pe piele și pe haine. Însă cu siguranță nu, două persoane uh, nu folosesc același număr de sprayuri, da? Depinde și cantitatea de parfum uh, depinde la capitolul performanțe din nou. Dacă purtați un parfum o perioadă de timp mai îndelungată, Paranteză, vă spuneam că am purtat cam o săptămână roz noar. Uh, în ultimele două zile, soțul meu mi-a atras atenția în ceea ce privește cantitatea de parfum folosită. A spus că pur și simplu îl asfisiez. De ce? Fiind un, par, fiind un parfum foarte tare și când spun foarte tare, nu vă gândiți la. Uh, izul acela alcoolic de la primul puf nu foarte tare în sensul de ingrediente de note de blenduire. Fiind un parfum foarte tare să reiau uh, purtându-l. O săptămână zi de zi. Am început să nu îl mai resimt ca înainte automat dacă nu îl mai resimțeam ce făceam mai dai niște pufuri Ana că e bine. e de asta spun, există posibilitatea să deveniți anosmice ori la o notă, ori la uh, întregul, uh, întregul uh, parfum în sine, da? Voi nu-l simțiți pe voi, nu-l mai simțiți, însă ucideți populația din jurul vostru. Și credeți-mă că este chestie reală, da? Este chestie reală. Ok. 53 de minute. Frenezie. Deci tot încerc să fac și eu clipuri mici să nu vă plictisesc. Jur că încerc, dar nu nu pot. Dacă e vorba de parfumuri, nu mă pot opri. Bun. Deci, vă aștept în secțiunea comentarii să discutăm, să dezbatem să dezbatem fiecare parfum, fiecare notă, fiecare idee, fiecare părere. Din nou, veniți și voi, vă rog, veniți și voi cu ideile voastre. Astea sunt ideile mele pentru parfumuri sexy, pentru vară, cele două categorii sub 100 de lei, sub 200 de lei. Vreau să văd și ideile voastre, pentru că, de ce nu, și eu mă inspir de la voi. Poate voi aveți un parfum care, oricum, multe mi-ați scris în comentarii, parfumuri uh, pe care eu nu le cunosc. Și le-am testat și, într-adevăr, ați avut dreptate. Sunt ceea ce trebuie. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile senine, fericite, concediu plăcut dacă este cazul și neapărat fericire, zile senine și mult parfum. Vă mulțumesc, vă pup cu drag!